Bine v-am regăsit la o nouă prezentare. Suntem la numărul 14 și aș vrea să încep direct să intru în subiect. E vorba de Matei 5:20. În Matei 5:20, Iisus face o afirmație, din punctul meu de vedere, foarte scandaloasă. E vorba de natura neprihănirii sau ce fel de neprihănire ar trebui să ne caracterizeze viața. Și face o comparație care pentru contemporan cu siguranță că a stârnit foarte multe controverse. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci este scandaloasă, pentru că în primul rând fariseii și cărturarii erau etalonul în ce privește neprihănirea. Mai mult de atât, nu aveai cum să atingi acest stadiu al neprihănirii. Cel puțin în concepția populară a vremii, oamenii de rând se uitau la farisei cu oarecare invidie, pentru că îi considerau la modul cel mai real, că sunt oameni sfinți, oameni neprihăniți, oameni care sunt foarte aproape de Dumnezeu, de Scriptură, și cu siguranță că dacă sunt unii care merită cu adevărat să fie, să spunem în limbajul nostru, mântuiți sau să stea la masă cu Avram, Isaac și Iacov, aceștia trebuie să fie cărturarii și fariseii. Gândiți-vă că în acest context putem înțelege mai bine și afirmația, sau mai bine spus, demersul omului bogat, când vine să-L întrebe pe Iisus ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Știm răspunsul lui Iisus și dorința lui de a găsi porunca aceea de aur, dacă vreți, porunca aceea care lipsește, cea care poate să-i confere această siguranță deplină a vieții veșnice, a mântuirii. Dar, de fapt, într-un anumit sens, am putea spune că omul bogat încerca să depășească recordul pe care îl țineau fariseii. 613 porunci. E adevărat că această numărare a poruncilor este mai târzie de Hristos, undeva prin secolul 3 după Hristos avem aceste mențiuni, dar ele se bazează pe niște numărători, contabilizări anterioare. Nu contează dacă erau 613 sau erau mai multe sau mai puține, cert este că era un record ca să poți să ții minte în primul rând aceste interdicții și imperative, iar apoi să le practici, să le pui în practică în fiecare zi. Deci, în acest punct de vedere, am putea spune că era un mare efort ca să poți să atingi acest stadiu al neprihănirii. Iar fariseii se credea că pot atinge fără probleme această neprihănire. Și cu toate acestea, Iisus spune că nici vorbă de așa ceva. Însă, întrebarea este următoarea. Chiar asta a vrut Iisus, de fapt, să transmită, că să ne măsurăm unii cu alții în păzirea poruncilor, să vedem care din noi păzește mai multe porunci, care are mai multe păziri la activ. Cam de fapt în asta constă de fapt provocarea lui Hristos? Nu cred că în asta constă provocarea lui Hristos, pentru că de fapt în această perspectivă trebuie să recunoaștem că este greu în condițiile noastre sau în concepția noastră biblică să dobori un asemenea record. Pavel este foarte precis la acest capitol, spune că această neprihănire care s-a căutat să se capete prin fapte, niciodată nu poți să o atingi, mai ales cei care n-au căutat-o, adică neamurile, spune Pavel în Romani, aceștia au ajuns la această neprihănire, însă cei care prin fapte au încercat să o primească, niciodată nu vor putea lucrul acesta. De ce? E foarte simplu și am să vă dau un exemplu. Nu știu dacă ați auzit de această carte numită Unorthodox.
nu știu, dacă ar fi să traducem în limba română, neortodox, este inspirată din viața autoarei Deborah Feldman, care a trăit într-o comunitate de Haredim, sau alții spun Hasidim, mă rog, Haredim îi numim acum, foarte, foarte, când spun foarte, foarte, nu e doar așa ca să mă aflu în treabă, deci accentuez, pot spune foarte, 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 foarte conservatoare, ultraconservatoare. Satmar se numea această comunitate dintr-un cartier din New York. De fapt, la origine, de fapt, cel care a pus bazele acestei comunități era un evreu care provenea din Satul Mare. De aici și Satmar, pentru că Satmar cumva seamănă puțin și cu maghiarul lui Satul Mare și, mă rog, o anumită asemenea combinație. Dar de acolo provine întemeietorul acestei comunități haredice din, din Brooklyn, mi se pare, dacă nu mă înșel, sau nu Brooklyn, pardon, Williamsburg, New York. Și este, repet, o comunitate foarte conservatoare. Dacă ați văzut un miniserial pe Netflix numit la fel Anortodox, este inspirat, dar destul de vag, din această carte. Deborah Feldman ne explică cu amănunțiri, aproape că ești, cum să spun eu, revoltat de cât de multe amănunte aduce în descrierile acestor obiceiuri. Și îți dai seama, citind cartea Deborei, că este imposibil să bați recordul mondial pe care îl țin, de fapt, cei din aceste grupări de Hasidim sau Harezidim, la păzirea legii. Când spun păzirea legii, știți foarte bine la ce mă refer. Nu doar legea așa cum o găsim noi în Biblie și oricum are foarte multe porunci și această lege, dar tot ce s-a mai adăugat de-a lungul timpului, care s-a considerat de fapt tot păzirea Torei, tot păzirea legii. Fel de fel de interdicții, care mai de care absurde. N-am timp acum să vă dau exemple, dacă vreți să citiți această carte sau măcar să căutați pe internet recenziile despre cartea aceasta, vă veți minuna, vă veți cutremura cam ce poate să gândească omul când e vorba ca să-și impună niște interdicții singur să-și le pună, crezând că astfel face un serviciu lui Dumnezeu. Însă aceste interdicții nu fac decât să-l alieneze și mai tare de Dumnezeu și mai ales de semeni, pentru că de fapt în asta constă drama Deborei. Se simte mai departe evreică, dar din cauza acestor interdicții, acestor chestiuni bizare și extrem de toxice în relația ei cu sine însăși și apoi relația cu cei din jurul ei, aceasta a determinat-o ca să plece din această comunitate, să se refugieze în culmea, în Berlin, și împreună cu fiul ei, și acolo să înceapă o viață nouă în afara acestei comunități. Încă se consideră evreică, dar niciun caz acel iudaism asociat cu Haredim sau cu Hasidim sau cu aceste comunități ultra-ortodoxe, unde tot ce contează este aceste taburi, aceste interdicții, care sunt, repet, extrem de bizare și toxice în relația dintre oameni. Așa că am putea spune că orice moralitate bazată pe acest binom al interdicțiilor și taburilor, nu poate decât să ducă la un eșec total. Pentru că n-ai cum să ieși de acolo un om normal, un om care să aibă pace cu sine însuși, pace cu semenii și pace cu Dumnezeu. Ceva se întâmplă în mintea unui om care este obsedat permanent de păzirea celor mai mărunte cutume, reguli și asemenea legi și legislații care regularizează, de fapt, reglează ritmul vieții tale de zi cu zi. De fapt, care este problema cu interdicția sau tabuul? Păi, în primul rând, orice interdicție naște la rândul ei alte interdicții.
N-are cum să rămână singură. Ea este fertilă, pentru că imaginația omului este populată de aceste interdicții și va naște la rândul alte interdicții. De exemplu, evreii au început să-și impună aceste interdicții în mod special după exilul babilonian, care a fost o traumă națională și religioasă pentru ei. Considerând că, de fapt, din cauza eșecului lor de a păzi legea, Dumnezeu i-a trimis în robie. Au spus ei, acum vom păzi legea, o vom păzi foarte bine, în așa fel încât să nu se mai repete tragedia aceasta. Și, în mod special, Ezra este cel care imprimă acest nou, să zic așa, avânt revoluționar, în ghilimele, de a păzi foarte strict legea. Uitați-vă cu atenție în cartea lui Ezra. Ezra este foarte îngust într-o anumită privință. Este, de fapt, strămoșul, într-o anumită măsură, a toți acești evrei ultra-ortodoxi. Ezra e cel care desparte familiile și până în ziua de astăzi familiile sunt despărțite în aceste comunități ultra-ortodoxe pe principiul acesta. Dacă nu este evreu, dacă este goim, dacă nu face parte din această comunitate, trebuie să plece sau nu poate să intre în rândul nostru. Și astfel de asemenea exemple. De acolo, de la sfârșitul exilului babilonian încoace, au început să fie adăugate fel de noi reguli, noi principii. Principii e spus mult, mai degrabă reguli. Reguli și foarte precise interdicții și anumite imperative. După aceea, pe timpul lui Hristos, uitați-vă, deja apar mult mai multe. Și după distrugerea templului de la Ierusalim din anul 70 apar și mai multe și în timpul evului mediu și până în ziua de astăzi, în aceste comunități ultraconservatoare, acestea s-au multiplicat și ele nu vor rămâne așa. Tot timpul se vor naște alte interdicții, alte tabuuri. Un al doilea element legat de această problemă este, generează obsesii. Aceste interdicții, aceste tabuuri generează anumite obsesii. Deci e clar că trebuie să fii tot timpul atent la modul în care te porți, ce faci, cum te speli pe mâini, cum te comporți, cum mergi pe stradă. Un exemplu din cartea de Borei Feldman este că bărbații din acea comunitate ieșeau pe stradă doar atunci când fetele care se întorceau de la școală sau femeile care veneau la cumpături nu mai erau pe stradă, ca să evite la maxim orice fel de interacțiune vizuală, nu vă gândiți la altceva, orice fel de interacțiune vizuală cu sexul opus. Deci apar aceste, generează obsesii, din ce în ce mai multe obsesii și încerci de fapt ca întreaga ta viață să fie determinată de aceste obsesii. Și un al treilea element este motorul, produce duplicitate. Adică foarte bine poți să păzești sabatul, să mănânci mâncare coșer, să fii membru al acelei comunități ultra-ortodoxe chiar, să-ți porți chipa și șalul de rugăciune și multe alte asemenea chestiuni formale. Dar în același timp n-ai niciun fel de mustrare de conștiință dacă, de exemplu, îl înșel pe aproapele tău, dacă te ții de anumite matrapazlăcuri sau dacă ați abuzezi semenul și multe asemenea exemple. E o duplicitate, adică îți creează iluzia, îți creează impresia că ești un ascultător fidel al poruncilor, când de fapt îți dă un fel de cec în alb, într-un anumit sens, sau licență, ca să te comporți cum vrei tu. Reglezi anumite aspecte ale vieții tale, care crezi că sunt fundamentale, dar altele le lași neschimbate. Și atunci te porți exact cum ești tu, la fel de egoist, la fel de abuzator, la fel de, înșelător sau furăcios sau, în sfârșit, mândru, arogant, dar, în schimb, păzești cu sfințenie sabatul, legile coșer și așa mai departe. Astea sunt câteva exemple de ce interdicția per se, de ce tabuul nu funcționează, creează doar iluzia unei forme de evlavie, cum spune Apostolul Pavel.
Iisus, de fapt, voia să spună altceva prin afirmația din Matei 5:20. Nici mai mult, nici mai puțin, că neprihănirea fariseilor este falimentară. Cu alte cuvinte, nu duce nicăieri. Nu doar că nu duce în împărăție, dar nu duce nicăieri, nici măcar pe acest pământ nu are o valoare practică, o valoare, ce să zic, estetică, să o numesc, o valoare pragmatică, o valoare socială, religioasă. Cu alte cuvinte, nu există această neprihănire, spune Hristos în alte cuvinte, foarte înțeleaptă exprimarea Mântuitorului, este inutilă. Nu conduce nicăieri, drum înfundat. De fapt, am putea spune că orice moralitate care se concentrează pe forme, pe aspectele exterioare, pe formal, pe exterior, întotdeauna va sfârși într-un drum înfundat. Pentru că nu are ce să ofere. Întotdeauna se va concentra pe aspectele pur exterioare. De fapt, cum spune aici apostolul Pavel, foarte bine rezumă această moralitate rituală, de ce nu chiar superstițioasă, tribală. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Pavel aici citează, nu știm exact pe cine citează Pavel, dar citează, cel puțin acela ne transmite ghilimelele lui Cornilescu. Acum, dacă a citat sau nu, e greu de stabilit, pentru că aceste ghilimele nu există nicăieri într-un text grecesc al Colosenilor. În sfârșit, nu contează. Ideea este că în această scurtă exprimare se exprimă, de fapt, această religie care este axată pe taburi și pe interdicții. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Nu intru prea mult în amănunte vis-a-vis de această idee cu atingerea curat-necurat, pentru că ne vom ocupa de acest aspect cu altă ocazie. Dar, deocamdată, este important să înțelegem că acest gen de moralitate conduce la o... La acest gen de atitudine conduce, de fapt, la o moralitate de gen caiet de sarcini. Adică ce înseamnă caietul de sarcini? Înseamnă că tu trebuie să fii foarte atent să știi exact ce fel de sarcini ai de îndeplinit. Pe unele le îndeplinești, pe altele doar le bifezi, pentru că fie ești conștient că nu le poți îndeplini, fie că ai impresia că le-ai îndeplinit. Atunci le bifezi undeva în caietul de sarcini aflat în mintea ta. Aceasta este relația cu această moralitate. Și fiecare știe cam ce fel de sarcini are în această relație cu Dumnezeu. Și caută, de fapt, un asemenea caiet de sarcini. Noi ne plac listele. Ne place inventarul, ne place statistica, ne place caietul de sarcini. Vrem să ni se spună exact ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți. Câte vreme le îndeplinești, cum spuneam, sau măcar le bifezi, te afli în acest, să-l numim, perimetru de siguranță. Ce este, de fapt, acest perimetru de siguranță? Este acest spațiu pe care ți-l creezi, în care știi exact până unde poți să, în ghilimele, să întinzi coarda. Adică cât, până unde se află granița, unde se află granița între a fi neprihănit și a fi nelegiuit. Trebuie să știi exact care este această graniță. Secretul acestei moralități, de fapt, în ce constă? Constă exact în acest lucru, în determinarea precisă a acestui perimetru. Trebuie să știi exact. Nu poți să umbli cu aproximații, nu poți să umbli cu probabilități. Trebuie să spună exact, domnule, acesta este spațiul în care tu te poți desfășura. De exemplu, știți foarte bine acele întrebări de genul: este păcat să?
urmează după acest fel de posibile situații, unele reale, altele imaginare sau ipotetice, în unde individul care întreabă vrea să știe exact ce crezi că vrea să știe exact. Dacă este păcat, deci îmi spune. Nu, nu neapărat asta. Vrea să testeze cât de mare este perimetrul acesta în care se poate desfășura, până unde poate să meargă, până unde poate să pună granița. Pentru că dacă îi spui, de exemplu, că este păcat să te bărbierești în ziua sabatului, atunci el și-a pus hotarul în direcția aceea, în punctul acesta. Tot ce trece de acesta deja se consideră nelegiuire. Bine, el are mai multe puncte, mai multe șipci una lângă alta, care înconjoară, de fapt, acest perimetru și alcătuiește granița între spațiul acesta al neprihănirii și ce se află dincolo. Și cu acest gen de întrebări e păcat să se pune, de fapt, fiecare șipcă. Dar nu numai întrebarea este păcat să. Gândiți-vă la întrebarea pe care o pune Petru. Eu pune Mântuitorului, de câte ori să iert pe aproapele? Regula standard era de 3 ori în vremea lor. Nu știu pe ce se baza, dar de 3 ori. Deci dacă de 3 ori îl iertai, erai în spațiul acesta al perimetrului fără niciun fel de problemă. Dacă a 4-a oară îți greșea aproapele, erai absolvit de orice fel de atitudine iertătoare. Petru, mă rog, din ce motive dublează și mai pune puțin peste, spune de 7 ori. De ce? Pentru că Petru, mai departe, chiar dacă mărește numărul de iertări acordate, tot vrea să stabilească perimetru. El crede că perimetrul lui este mai generos. Spațiul lui de manevră este mai mare decât al fariseilor, de exemplu. Păi, dar nu le-a spus Iisus să depășească neprihănirea fariseilor? El asta face acum, o depășește prin cel puțin acest lucru. Dacă el iartă de 7 ori, înseamnă că neprihănirea lui, spațiul acesta al neprihănirii, este mai mare, mai generos ca al fariseilor. Cu acest gen de abordare, ce încerci să obții? Același lucru ca și cu întrebarea, e păcat să... Adică vrei să stabilești exact precis acest perimetru, acest teritoriu. Și tu ai impresia că teritoriul tău este mai mare, ai mai mult spațiu de manevră, al celuilalt este mai mic sau în sfârșit, dar problema fundamentală este în cu totul altă parte. Acest teritoriu, în esență, indiferent cum ți-l imaginezi tu, de fapt, nu trebuie să depășească 1 milă. Și aici, de fapt, vorbim de neprihănirea celei primei mile. Pentru că asta spune, de fapt, Iisus în predica de pe munte. Toată predica de pe munte este un îndemn la depășirea primei mile. Prima milă pe care toți, într-un fel sau altul, o respectau, o parcurgeau. Adică nu, și Iisus spune că nu este greu să mergi 1 milă. Adică nu este greu să trăiești în acest perimetru al neprihănirii tale, în această poziționare în care tu zici că păzești poruncile. De exemplu, în perimetru primei mile, păzești porunca a 7-a și a 6-a, așa cum scrie la carte. Adică nu ucizi la modul cel mai denotativ cu putință, adică nu e cuțitul, bâta sau pistolul și l-ucizi pe celălalt, și porunca a 7-a, nu te interacționezi fizic cu altă persoană, în afara căsniciei sau chiar dacă nu ești căsătorit, de exemplu. Vine Hristos și spune, haideți să vă dau un exemplu de neprihănirea cele de-a 2-a mile. În acest perimetru, și dacă îi spui fratelui tău, prostule, nebunule, boule, ce vrei tu, ai deja, nu mai ești neprihănit. Dacă în mintea ta sau în inima ta, spune Iisus, te gândești la persoana cu tare și
ai fantezii sexuale, e ca și cum ai călcat acea poruncă. Sigur că da, Iisus extinde acest perimetru într-o direcție atât de neprevăzută și de distantă de așteptările noastre, încât ne gândim, dar oare este posibil lucrul acesta? Și ca să pună bomboana peste coliva neprihănirii noastre, mai târziu Iisus spune așa: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, dar să-l urăști pe vrăjmașul tău. Sau, mă rog, să ai această atitudine de distantă, ostilă. Eu vă spun nu. Rugați-vă pentru vrăjmași, iubiți pe vrăjmașii voștri, pe cei care vă fac rău. Și cu celebrul exemplu, dacă ți ia haina, dă-i și cămașa. Dacă te silește să mergi cu el o milă, tu mergi două mile. Și aici apare, de fapt, exemplul cu mila. Adică, ideea este că trebuie să mergi mai mult decât ți-ai propus, mai mult decât ți s-a impus printr-o reglementare exactă a vieții tale. Și aici, de fapt, este marea diferență între neprihănirea fariseilor, care este neprihănirea celei primei mile, și neprihănirea pe care Hristos a promovat-o celei de-a doua mile. Dar vă dați seama că nu este vorba de o a doua milă, e vorba de a treia, a patra, a zecea, este, în acest context, este vorba de ceva care merge la infinit. Și aici ar fi bine să explicăm, de fapt, un lucru foarte important legat de neprihănire. Această neprihănire a fariseilor sau a primei mile are câteva caracteristici. Este una statică, adică trebuie să știi exact acel perimetru, până unde poți să mergi, cât poți să ierți. Am voie, de exemplu, întrebare concretă, vă spun din cazul concret de frate, soția mea a călcat porunca a șaptea și în mod normal acum eu am dreptul să divorțez. Așa este? Zic așa este, că și Biblia spune și chiar Mântuitorul spune. Dar asta de fapt echivalează cu prima milă. Dacă vrei să mergi a doua milă, trebuie să-ți ierți soția. Păi frate, dar nu odată a făcut asta, a făcut de două ori. Păi și de câte ori poți să o ierți? Asta e întrebarea. Cât de departe merge perimetrul neprihănirii tale? Eu nu spun că este ușor. Eu nu dau sfaturi în această privință. Eu doar spun că Iisus Hristos promovează o astfel de neprihănire care nu este statică. O neprihănire statică vrea să știe exact până unde poate să meargă și să fie sigur că se află în relația bună cu Dumnezeu. Un alt exemplu, această neprihănire este măsurabilă, adică trebuie să știi exact la ce se referă. Mie îmi spui exact în ce constă păzirea sabatului. Nu îmi spui că trebuie să mă odihnesc din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere social, din punct de vedere relațional, din punct de vedere profesional, pentru că m-ai lăsat în ceață. Mie îmi spui exact ce pot să fac sau ce nu pot să fac în ziua sabatului. Pot să fierb paste, cum fac italienii, de exemplu, în ziua sabatului. Și trebuie să-mi dai un răspuns precis. Pot să fac duș în ziua sabatului. Știu că unii acum zâmbesc, dar aceste întrebări au fost foarte aprins, dezbătute cu câțiva ani sau zeci de ani în urmă. Am dat exemplu mai devreme, pot să mă bărbieresc în ziua sabatului sau nu pot? Sau pot să mă duc în ziua sabatului într-un anumit loc? Și multe asemenea exemple. Bun, noi nu avem un manual de păzire a sabatului cum au evreii, cele 39 de reguli de păzire a sabatului, în care totul este foarte bine, aproape totul este foarte bine reglementat. Și cu toate acestea, ne dorim și noi un asemenea manual. Vrem să știm și noi exact dacă asistentele medicale pot lucra în ziua sabatului și dacă pot lucra în ziua sabatului, pot fi plătite? Sau dacă pot fi plătite, ele trebuie să păstreze cei bani sau să-i doneze celor săraci sau altora, pentru ca să nu se considere munca lor plătită?
Bun, dar dacă o asistentă nu poate fi plătită pentru munca depusă în sabat, munca pentru binele celuilalt, atunci de ce pastorul poate să fie plătit pentru munca prestată în ziua sabatului? Nu cumva este o altă normă aici? Nu cumva este o altă regulă? Nu cumva judecăm cu măsuri diferite? Și atunci este simplu pentru cei care au asemenea dileme. După cum pastorul este plătit pentru lucrarea pe care o face în ziua sabatului, și o asistentă sau asistent medical, un medic, cineva care lucrează pentru binele aproapelui său, poate să fie plătit pentru munca aceea în ziua sabatului. Stai, veți spune, păi și cu pompierul ce facem? Păi și pompierul, dacă lucrează pentru binele celuilalt în ziua sabatului, nu trebuie să fie cel plătit, că salvează o viață? Iisus n-a salvat vieți în ziua sabatului, El însuși spunând lucrul acesta. Păi așa unde, până unde mergem? Păi vedeți? Până unde mergem? Asta e problema, pentru că noi vrem o neprihănire foarte statică și foarte măsurabilă, care să nu cumva să atingă un anumit punct unde nu te mai poți întoarce. O a treia caracteristică este aceasta. Neprihănirea primei mile este una formală. Ține foarte mult cont de forme, modul în care aparențele, modul în care te arăți celor din jurul tău. Și aici, nu doar evreii, dar și noi, adventiști, suntem profesioniști în acest joc al aparențelor. Trebuie să ne asumăm această aură a unei vieți neprihănite, evlavioase. Sigur că da, la biserică, pentru că aici trebuie să arătăm, nu în altă parte, nu pe stradă, niciun caz. Pe stradă putem să scuipăm, putem să aruncăm hârtiile pe jos, putem să dăm un șut la un câine, putem să intrăm în fața unei femei într-un magazin fără să ne cerem scuze, putem să fim bădărani, niciun fel de problemă, dar la biserică nu. La biserică, odată ce ne-am îmbrăcat în hainele de sabat, avem impresia că se produce un fel de transubstanțiune morală și devenim noi înșine mai buni doar prin simplu fapt că ne asociem cu ziua sabatului și cu locul acesta de închinare și cu hainele de sabat și cu odihna în sine, ni se pare că parcă suntem puțin mai buni, parcă suntem puțin mai blânzi, parcă suntem puțin mai relaxați. Nu, n-are nicio legătură. Suntem puțin mai, cum să spun eu, drogați. Suntem puțin mai drogați. Și pentru că ești puțin mai drogați și reflexele sunt mai întârziate. Dar asta pentru mulți, dar pentru unii nu. În unii nu reușesc pe deplin această disimulare, această cosmetizare. Și atunci își dau un petec și în ziua sabatului. Și avem asemenea exemple, le știți fiecare, când un frate, cât o soră, își dă un petec chiar în ziua sabatului, chiar la biserică, în casa Domnului. Dar ținem foarte mult la aceste aparențe, la acest formalism în lumim noi. Sigur că ne rugăm, Doamne, scapă-ne de acest formalism, vrem și noi să trăim în mod normal, în mod curat. Uitați-vă, de exemplu, la aceste rugăciuni pe care le facem și le înălțăm în fiecare sabat, cât de formale sunt, cât de, cum să spun, osificante sunt ca exprimare, ca conținut, ca ce vreți dumneavoastră. Și lista poate continua. O altă caracteristică este o neprihănire negativă, adică se pune accentul pe acest să nu. Suntem obsedați de tabuuri, de interdicții. Vrem să știm exact ce nu trebuie să facem, mai mult decât ce ar trebui să facem. Adică ne plac mai mult interdicții decât imperativele. Imperativul spune să faci asta, du-te, mergi, vindecă, vorbește, fă și așa mai departe. Interdicția vorbește altfel, să nu faci lucrul acesta, să nu cumva să faci asta și așa mai departe. Sigur că da, este inspirată din formularea poruncilor, deși în limba ebraică spun specialiștii,
sună mai mult ca un imperativ la viitor, în genul tu nu vei face lucrul acesta, nu spune să nu faci lucrul acesta. Nu este aspectul negativ, ci mai degrabă aspectul acesta imperativ. Tu nu vei face lucrul acesta, tu nu vei ucide, tu nu vei comite adulter, tu nu vei spune lucruri neadevărate despre aproapele tău și așa mai departe. Și ultimul aspect este o neprihănire închisă, adică creează un sistem închis din care practic nu vrei să ieși. Nu este nimic deschis acolo. Totul trebuie să se întâmple în acest sistem care pur și simplu nu face decât să recicleze aceleași norme, aceleași cutume și cu mici diferențe formale, ele din esență sunt aceleași povești care se tot reciclează de-a lungul zecilor de ani. Gândiți-vă practic la noi, pentru că noi aceleași lucruri le spunem de la învon sau la școala de sabat sau nu știu, când ne întâlnim unii cu alții, reciclăm aceleași povești, aceleași narațiuni, aceleași interpretări, aceleași înțelegeri, aceleași lozinci, da? să fim neprihăniți, suntem neprihăniți prin credință, prin Hristos, fără faptele legii. Noi am luat din Biblie o exprimare a lui Pavel, dar n-am stat să o judecăm și să o actualizăm, să o materializăm în viața noastră, nu face decât să repetăm. Să repetăm aceleași lucruri la infinit. De aceea este o neprihănire închisă. Nu duce nicăieri, cum spuneam mai devreme. Așa că în acest teritoriu, revenind acum la neprihănirea aceasta de care vorbeam, neprihănirea închisă, în acest teritoriu unde fiecare se află poziționat, în acest teritoriu nu trebuie să depășim această distanță de maxim o milă. Da? Deci trebuie să știm exact până unde putem să privim, până unde putem să auzim, până unde putem să nu vorbim. Asta este ideea aceasta. Da? Haideți să dăm câteva exemple concrete. Adică, ce este până în apusul soarelui și după apusul soarelui, până în 10% din venitul nostru, până în distincția curat-necurat. Deci până acolo merge, de fapt, neprihănirea noastră. Ce este dincolo de apus, ce este dincolo de 10%, ce este dincolo de curat-necurat, nu ne mai privește. Nu face parte din teritoriul nostru. Adică acolo putem să mergem nestingheriți fără ca să simțim nevoia că profanăm ceva. Și aici mi se pare mie partea interesantă. Pentru că aici apare de fapt marea noastră problemă. Putem să reușim cumva ca în spațiul nostru, în cercul nostru înstrâmt și îngust, să creăm iluzia neprihănirii, dar cum am pășit dincolo în viața de zi cu zi, viața reală, nu? Viața de cele 6 zile a săptămânii, aceste principii sau reguli parcă nu se mai aplică. Și atunci mi se pare că suntem absolviți de aceste imperative și trăim așa cum simțim noi. Dacă simt că nu mai pot să te iert, te mai pot ierta. Dacă simt că nu mai trebuie să-ți dau banii înapoi pe care i-ai împrumutat, nu mai ți dau înapoi. Dacă simt că trebuie să spun un cuvânt urât, să te jignesc, să te abuzez, fac lucrul acesta pentru că sunt în afara acestui perimetru. Adică e clar că nu sunt încă în acea milă și câtă rest acolo pot să mă port ca atare. Contrar opiniei populare, experiența noastră religioasă nu se măsoară de fapt în prezența la biserică sau adeziunea noastră denominațională, suntem membri în Biserica Adventistă, sau faptul că suntem fideli celor 28 de puncte de doctrină. Vă spun că nu asta este cazul, nu este cazul să gândim în termenii aceștia. De ce? Noi nu suntem adventiști în primul rând pentru că suntem membri în biserica aceasta și pentru că noi credem
pe deplin în cele 28 de puncte de doctrină. Puncte care, dacă trebuie să fim sinceri cu noi înșine, nici nu le putem reda în memorie. Nu mă refer la explicarea lor, mă refer la doar cum se numesc. 1, punctul numărul 1, punctul numărul 2, numărul 3, numărul 4, până la 28. Nici măcar acestea, dacă facem un asemenea exercițiu, vom descoperi că foarte, foarte puțin pot redea din memorie titlurile celor 28 de articole de credință fundamentale ale Bisericii Adventiste de ziua 7. Deci nu asta este de fapt ideea. Adventismul nu este în primul rând sau nu s-a definit pe sine ca fiind o ideologie. Și atunci ca o ideologie trebuie să aibă o platformă ideologică foarte bine precizată. Noi credem că avem 28 de puncte ca un fel de sistem teologic care în mod normal trebuie să prezinte lucruri. Dar nu, adventismul întotdeauna a pretins că nu este o ideologie ca alte ideologii, ci mai degrabă promovează un stil de viață. Întrebarea este ce fel de stil de viață promovează adventismul. Pe ce se bazează acest stil de viață? Pe teologie, pe doctrine, pe teorii escatologice, adică legate de sfârșit? Nu, în niciun caz nu. De ce? Vă spun de ce. Acestea au devenit pentru cei mai mulți un fel de hieroglife denominaționale, înțelese și deslușite doar de cei inițiați, de cei puțini, cei care sunt plătiți, administratori, poate pastori, teologi, dar nu de restul populației. Haideți să fim sinceri cu noi înșine. Noi nu putem să explicăm foarte bine raționamentele, rațiunea, dacă vreți, credinței adventiste, decât în linii foarte generale. Nimeni nu poate să dea exemple concrete, biblice și exegetice în legătură cu judecata de cercetare sau cu alte exemple, dovezi ale păzirii sabatului Noul Testament sau Trinitatea ca concept biblic, chiar dacă nu este numită ca tare în Sfânta Scriptură, argumente și așa mai departe. Nu, astea au devenit pentru noi niște hieroglife. Poate că la începuturi, poate că eram mai versați în a putea să abordăm temele acestea. În dialogurile cu cei de altă confesiune, poate eram mult mai ascuțiți în a prezenta argumente. Dar timpul acela a trecut, a apus de mult. Acum nu mai suntem preocupați de dogme, de teologie. Da, credem în ele, dar le privim ca un fel de moaște sfinte. Le închinăm la ele, dar nu le mai reținem, nici măcar numele, dar trebuie să fie acolo, trebuie să facă parte din acest panteon al credințelor noastre fundamentale și rămânem fideli mai departe, pentru că asta ne devește ca adventiști. Nu, aceste puncte de vedere, să știți că de mult s-au cam evaporat. Noi acum ne rezumăm experiența noastră nu neapărat printr-o declarație rațională, echilibrată, inteligentă a credinței adventiste, ci mai degrabă prin anumite ritualuri. Adică cum? Ce fel de ritualuri? Păi gândiți-vă la cele care le știm cel mai bine. Ritualul păzirii sabatului, ritualul dietei, cum spunem noi, curate, mă rog, cu altă ocazie o să discutăm de ce nu este corect, nici măcar biblic, să mai discutăm pe baza acestui binom curat-necurat. Așa, și alte asemenea elemente, dar în general se disting cele două, sabatul și dieta, pentru că sunt și foarte practice de altfel, nu? Adică sunt concrete, sunt măsurabile, sunt foarte vizibile. E o zi din săptămână, este o anumită formă de mâncare sau de, mă rog, substanță, băutură. Deci e ceva care se poate pipăi, se poate palpa, e ceva care cu care te poți interacționa. Judecata de cercetare este foarte abstractă și Trinitatea e și mai abstractă.
sau natura umană a lui Hristos, dar, sau chiar ideea de biserică. Dar sabatul e practic, dieta este practică și zecimea este practică. Deci, la acestea lucruri mă refer. Dar acum îmi pun o întrebare. Dacă toată moralitatea noastră se reduce la sabat și la dietă, atunci cu ce suntem noi mai buni? Ca Dolby, caninul de ziua șaptea. Îl mai țineți minte pe Dolby? V-am făcut cunoștință cu el cu câtva timp în urmă într-o altă serie. Dolby a fost declarat adventist de ziua șaptea. Este câine, nu e glumă, nu e nici blasfemie, deși ar trebui să fie blasfemie, ca să fiu sincer. Dar o formă de blasfemie. Dar ce vedeți aici pe acest ecran este o publicație oficială a bisericii, Adventist Mission. Și Dolby, acest câine din, sigur, acest tărâm aproape mitic pentru adventiștii de ziua șapte, Papua Noua Guinee. Acolo e un fel de triunghi al bermudelor adventiste. Se întâmplă minuni, lucruri neauzite, spectaculare, spectaculoase, ceva care nu se întâmplă în nicio altă parte a globului, doar în Papua Noua Guinee. De aia, din punctul de vedere, Papua Noua Guinee pentru adventiști e ca un fel de triunghi al bermudelor. Și acest câine a fost declarat adventist, scrie acolo, eu nu inventez nimic, uitați-vă pe ecran, Seven Day Adventist Dog. Oricine știe ce înseamnă dog, adică câine, iar Seven Day Adventist înseamnă adventist de ziua șaptea. Dar de ce a fost declarat Dolby câine adventist de ziua șaptea? Pentru că nu mănâncă porc și pentru că în sabat nu merge la vânătoare. Nu știm ce vânează, în articol poate că scrie, dar n-am mai recitit articolul, că nu mă interesează să mai multe amănunte. Pentru mine titlul este suficient, să știți. Deci nu vânează în sabat, adică nu muncește în sabat și nu mănâncă porc. Și mai face și un fel de lucrare misionară, spune autorul articolului, un aviator care, adventist, bineînțeles, misionar, care ajunge pe acolo și aude de această istorisire și o și popularizează în revistele noastre. Sper ca să nu încapă pe mâna unor alte publicații și să ne facem de râs așa, la modul cel mai grosolan. Bun, dincolo de vulgarizarea în sine, pentru că este o vulgarizare să numești un câine adventist, da? Dincolo de vulgarizarea în sine, aici avem de face cu o problemă foarte profundă. Și atunci eu nu fac decât să urmăresc logica autorului acestei atrocități de articol sau veste misionară, dacă vreți să o numiți, și să o duc până la capăt. Pentru că, până la urmă, hai să vedem unde conduce această imagine, această idee. Bun. În ce constă problema? Problema în ce constă? Că nici măcar nu putem concura cu acest câine. De ce nu putem concura cu acest câine la statutul de neprihănire? Păi de ce? Pentru că o ține noi sabatul ca el, abține noi de la porc ca el, dar pe de altă parte, în contrast cu el, noi mai facem anumite lucruri. Și care este acesta? Noi mințim, noi mai înșelăm, noi mai furăm, noi mai abuzăm și noi mai suntem și aroganți, și egoiști, și răi, și bădărani, cum Dolby al nostru, frate, în credință, nu este. Atunci întrebarea este, între acest câine și noi, pe care îl va lua mai întâi Domnul la cer? Nu pe el? Nu putem spune că, cu adevărat vă spun că Dolby va intra primul în împărăție înaintea voastră? Asta este logica, pentru că dacă, repet, neprihănirea noastră se reduce la păzirea sabatului și la dietă, atunci nu suntem cu nimic mai bun ca Dolby. Din contră, Dolby este mult mai inocent ca noi, pentru simplu fapt că este câine. Asta este, de fapt, concluzia.
logică a moralității de o milă sau aceste moralități rituale, măsurabile, statice, negative, închise. Aici, de fapt, e limita sistemului, până aici. Și cel care a avut inteligența, inspirația să compună o asemenea veste misionară, nu a făcut decât să pună bomboana pe coliva neprihănirii noastre. Și atunci, concluzia care este? Concluzia este aceasta. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a lui Dolbi, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin.